Concertul a fost organizat în cadrul târgului de Crăciun Winterland, organizat de Facultatea de Horticultură. Manifestarea este dedicată lui Mihnea Diaconu, un băiețel de 7 ani din Craiova, diagnosticat cu leucemie acută, linfoblastică cu celule T. Mihnea are nevoie de ajutor, având în vedere că intervenția chirurgicală de transplant de măduvă, care se va face în străinătate, presupune costuri foarte mari. Cântec, încercăm și noi să aducem o rază de bucurie și de speranță în sufletul lui și a celor care astăzi și în aceste zile premergătoare nașterii Domnului nostru Iisus Hristos încearcă să fie mai buni, încearcă să fie mai darnici, iar cântecul este acela care are capacitatea, are puterea să ne unească, să ne coalizeze și spre lucrurile bune. Corul a luat ființă în 1992 și este constituit din studenții ai secției de teologie pastorală și promovează cântece ale bisericești, creațiile corale din repertoriul internațional, dar și piese corale de inspirație folclorică. Corul a participat la numeroase manifestări culturale naționale, precum și la cele organizate de Arhiepiscopia Craiovei și Universitatea din Craiova.